Lauda lui Dumnezeu! Printre lucrurile pe care le-am spus mai devreme la anunțuri a fost și faptul că sâmbătă vom avea un seminar și vreau să adaug faptul că dacă sunt printre dumneavoastră persoane, frați sau surori, care vor să participe la seminarul acesta, e un seminar deschis. Are loc aici în sanctuar și simțiți-vă liber să veniți, începe la ora 10 și se termină aproximativ la ora 12 și jumătate. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, vă invit acum să deschideți cartea în Exod, capitolul 3, și să citim, începând cu versetul 11 până la 14. Citim pentru Slava lui Dumnezeu, Exod 3, începând cu versetul 11. Moise a zis lui Dumnezeu. Cine sunt eu ca să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, vei sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Moise a zis lui Dumnezeu, iată când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi, și mă vor întreba care este numele tău, care este numele lui, ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt și a adăugat, vei răspunde copiilor lui Israel astfel, cel ce se numește eu sunt, m-a trimis la voi. Amin. Amin. Mulțumesc. Reocupați-vă locurile, dragii mei. Suntem din nou împreună în casa lui Dumnezeu, în părtășia duhovnicească, în această seară. Deși suntem oameni foarte ocupați, avem un stil de viață foarte stresant, am ales să fim aici, nu în virtutea unui obicei religios, ci inima noastră are nevoie să se întâlnească cu Dumnezeu în părtășia sfântă. Are nevoie să se roage lui Dumnezeu, rugăciunea din biserică are o altă valoare decât rugăciunea din odăiță sau rugăciunea din familie. Aici se ridică frați în numele Domnului care predică din Scripturi sau care cântă laudele Domnului. Și părtășia aceasta ne hrănește Duhul, Sufletul, precum mâncarea ne hrănește trupul. Este spre binele nostru să plătim doar cu două ore hrana pe care o primim pentru suflet, ea ne transformă, ea ne ajută să rămânem sau, în cel mai puțin, ca să fim oamenii lui Dumnezeu. Suntem în această seară, în cel de-al doilea studiu pe care îl ținem de obicei joi seara, în lecțiile acestea biblice pe care le-am intitulat Călătorii în Vechiul Testament. Scopul nostru este să înțelegem Biblia. Am vorbit despre. Multe categorii de oameni. Joia, în anul acesta, vorbim despre tinerii din Biblie și despre călătorii din Vechiul Testament. Anul trecut, de fapt, în ultimii doi ani, când am vorbit despre împărați, am surprins o parte din istoria lui Israel, despre monarhia lui Israel. Acum încercăm să mergem pe drumurile cele mai bătătorite. Ale oamenilor lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Așa se face că am ajuns la unul dintre cele mai lungi, din Egipt în Canaan, din prizonierat în libertate și în proprietate. Dacă vă mai aduceți aminte data trecută, în prima lecție a acestui drum, am vorbit despre Moise și ezitările lui. Omul acesta, deși era un om instruit, din multe puncte de vedere, s-a văzut incapabil pentru măreția lucrării la care l-a chemat Dumnezeu. Și am încercat să surprind, în a doua parte a predicii de data trecută, 10 aprilie a fost, am încercat să surprind de ce Moise a ezitat. Revenind acum la gândul acesta al eziterii lui Moise, datorită incapacității lui în comparație cu măreția lucrării la care l-a chemat Dumnezeu, aș vrea să pun în evidență faptul că atunci când Dumnezeu îl cheamă pe un om, îl instruiește, îl împuternicește și îl ocrotește. Cum anume s-a întâmplat lucrul acesta în viața lui Moise? Lucrarea pe care el a făcut-o a fost una de excepție. Și noi suntem chemați să facem lucrările pe care le-a făcut el, dar în maniera noastră, în timpul nostru și în contextul în care trăim. Aș vrea să surprind în prezentarea din această seară modul în care Dumnezeu l-a format pe Moise, dar și dificultățile, încercările pe care el le-a avut și eșecurile pe care le-a cunoscut. Dacă vă mai aduceți aminte, intitulam predica de data trecută: Dumnezeu formează lucrătorul de care are nevoie să scoată poporul. Dumnezeu nu a format poporul. Poporul era un popor de prizonieri. Dumnezeu a format un om ca să scoată aproximativ 3 milioane de oameni. Viața unui lucrător este un proces în ceea ce privește slujirea și procesul este unul de creștere. Acest proces de creștere se derulează într-un anumit context în care sunt prezente anonimatul, singurătatea, suferința, acestea trei fiind componente de bază, între altele posibile, în contextul în care un slujitor crește. Dacă vă uitați în Biblie, nu există nici măcar unul care să nu se întâlnească cu aceste elemente în viața lui de slujire. Omul acesta despre care vorbim în această seară, Moise, a avut parte de foarte multe dificultăți, de multe piedici, de multe eșecuri, dar prin experiențele acestea, Dumnezeu l-a modelat și l-a pregătit pentru lucrarea spirituală de mari proporții pe care el a făcut-o. Psalmistul spune în Psalmul 119, în versetele 67 și 71, două lucruri despre eșec. Primul dintre ele spune că experimentarea eșecului îl predispune pe omul care a eșuat la ascultare. Uitați ce zice aici Biblia. Până ce am fost smerit, rătăceam. Dar acum am devenit ascultător. Acum păzesc cuvântul tău. Ce spune psalmistul până la urmă? Spune așa, Până când nu m-am confruntat cu eșecul, până când nu mi-am văzut limitele, am avut o părere foarte înaltă despre mine, am râs de ăla care a căzut, dar eu n-am trecut pe drumul care a căzut el ca să rămân tare. Eu, de fapt, am fost ocrotit de Dumnezeu să nu trec pe drumul acela, că dacă treceam, cădeam și eu. Dar nu m-a dus mintea să pun problema așa. Mi s-a părut că sunt grozav eu că m-a păzit Dumnezeu să nu trec pe drumul acela. Dar acum, când M-am smerit, smerenia m-a învățat să ascult de Dumnezeu. Eșecurile pe lângă tragedia lor, pe lângă durerea lor, pe lângă dificultățile lor, pe lângă amărăciunea lor, sunt o mare binecuvântare, pentru că ne ajută să ne identificăm limitele pe care am crezut că nu le avem. L-am văzut pe Dumnezeu mic și pe noi mari. Am avut multă încredere în noi, ne-am uitat la calitățile noastre și ne-am neglijat defectele. Ni s-a părut că suntem mai importanți decât suntem de fapt. Doar pentru simplu motiv că nu am trecut prin împrejurări ale vieții care să ne predispună la cântărire, la evaluare și la măsurare. Psalmistul remarcă așa de bine: „Nu mai eșecul care m-a smerit m-a învățat să devin ascultător de Dumnezeu. Pentru că eram mândru. Dar nu știam că sunt. Dumneavoastră știți că există oameni mărunți doar pentru că sunt oameni mai înalți decât ei. Dacă pe fața Pământului a exista un singur om, cum ar fi mărun sau un alt? N-ar fi nici mărun nici înalt, că n-are cu cine să se compare. Numai dacă zdoi, doi unul e mai mărun decât celălalt, dacă nu cumva sunt chiar la fel. Numai prin comparație cineva e mai gras, mai slab, mai mărunt sau mai înalt. Atunci când nu ai parte de smerirea unui eșec, a unui faliment, ți se pare că ești extraordinar. Multe necazuri sunt o binecuvântare. Al doilea lucru pe care remarcă psalmistul este faptul că experimentarea eșecului predispune la învățabilitate. A fi învățabil, înseamnă a primi învățătura când cineva îți face parte de ea. Învățabilitatea e așa un termen inventat de mine la repezeală ca să nu fie prea lung. Am vrut să spun faptul că experimentarea eșecului îl predispune pe om să învețe când cineva îl învață. În general, oamenii nu vor să fie învățați. Uitați-vă că de mici îi spui la copil, nu te duci acolo. Și el spune, nu vreau. Ce înseamnă asta? Că nu vrea să fie învățat. Refuză. Când se face mai mare, refuză mai mult. Și când devine adult, spune, tu mă înveți pe mine? Nimeni nu vrea să fie învățat. Ce spune omul lui Dumnezeu? Este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț. Ce înțeleg eu de aici? Oamenii mândri nu, nu vor să fie învățați, oamenii smeriți vor să fie învățați. Este unul dintre cele mai biblice metode să identifici Nivelul de mândrie în inima unui om Sau invers, nivelul de smerenie în inima unui om Smerenie nu înseamnă să mergi așa cu capul într-o parte În timp ce nimeni nu te poate învăța Le știi pe toate Cine îți spune, Vin, o pleacă de aici Smerenie înseamnă să recunoști că există și oameni care îți pot da un sfat Ori mai tineri, ori mai în vârstă Ori mai școliți, ori mai neșcoliți Dumnezeu te învață prin cine vrea Însă, dacă omul nu este smerit, nu crede că are nevoie de învățătură, pentru că el trăiește într-o zonă, e adevărat, ireală, inventată de el, dar o zonă undeva deasupra oamenilor. Și nu mai smerenii al de jos din pod, cu picioarele pe pământ, să recunoască că e și el om, că știe cât fac 1 plus 1, dar nu știe cât fac 2 plus 2. Ce am vrut să spun este faptul că eșecul în viața unui om e o mare binecuvântare, dar asta nu înseamnă că toți oamenii care au ieșuat învață din eșecurile lor. Sigur că nu. Privind la viața și slujirea lui Moise, la eșecurile lui, înțelegem că acest eliberator al prizonierilor evrei este ales de Dumnezeu și eșecurile lui devin pentru noi o sursă de învățătură. Ne îmbogățim privind la exemplele acestui om. Unul dintre lucrurile pe care le învățăm din exemplul lui Moise, din eșecurile lui Moise, este faptul că lucrarea lui Dumnezeu nu se face prin metode firești sau violente. Ce se întâmplă? Omul ăsta are parte în primii 40 de ani ai celor 120 care compun existența lui umană, are parte de poziția de prinț la palatul lui Faraon care conducea marele imperiu al vremii Egiptul. Și în această perioadă de 40 de ani, Moise trăiește în lux, în Catifea. Este prinț și se bucură de toate privilegiile pe care le are un prinț într-un imperiu așa de mare. Omul acesta, aproximativ la vârsta aceasta de 40 de ani, iese în public și îl vede pe un evreu care este nedreptățit. Și el vrea să pună capăt acestor, acestui șir de nedreptăți de care nu era străin. El știa că este un evreu. Biblia ne spune că, deși mama l-a pus de mic într-un coșuleț penil, el l-a crescut până când s-a făcut mare remarcă Biblia. Uitați ce spune în versetul 10, capitolul 2. Copilul a crescut și el l-a adus fetei lui Faraon. Și el a fost fiu, observați când l-a primit fata lui Faraon, până atunci l-a crescut Doica, care era de fapt mama lui. Mama lui l-a cre crescut până când a crescut, până când s-a făcut mare. Nu spune în Biblia câți ani a avut, dar spune că a crescut. Sigur că până la vârsta la care mama lui a putut să-i spună multe lucruri despre neamul lor, despre condiția lor de prizonieri, de robi, nedreptățiți. Și omul acesta a rămas marcat de aceste informații, și, deși a crescut la palat, s-a bucurat de toate privilegiile de acolo, când a ieșit în public și a văzut această nedreptate, probabil, presupun eu, că omul acesta a vrut să facă o schimbare, a vrut să, să, să inițieze o mișcare socială. Și Biblia spune următoarele cuvinte: S-a uitat în toate părțile și, văzând că nu este nimeni, l-a omorât pe egiptean și l-a ascuns, Egip, ascuns în nisip. Lucrul pe care vreau să-l surprind aici este că se vrea să facă o lucrare duhovnicească folosind o metodă firească. Este una dintre cele mai întâlnite acțiuni din poporul lui Dumnezeu. Oameni care sunt bine intenționați, dar oameni care folosesc metode greșite. Vor să facă lucruri bune pentru poporul lui Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu, dar metodele pe care le fac. Nu se ridică la înălțimea motivației și intenției lor. Intenția e bună, dar metodele sunt firești. Spre exemplu, cineva provoacă o ceartă că vrea să facă dreptate nu știu cui. Ce o stare să tăvălești tot poporul lui Dumnezeu în rușine pentru ca să faci dreptate la unul singur din poporul lui Dumnezeu. Metoda e greșită. Omul acesta a pus mâna pe băți și l-a pleznit pe egiptean, l-a omorât, zic eu pe băs, poate că nu i-a dat cu bățul, poate că l-a lovit cu pumnul, cine știe. Dar a folosit agresivitatea, a omorât un om, a făcut o crimă, a fost violent, crezând el că cu astfel de metodă rezolvă problemele lui Dumnezeu. Petru, în Noul Testament, are intenția să folosească metoda asta și Domnul Iisus îi spune, hei, liniștește-te. Apreciezi inițiativa ta, dorul tău, pentru mine, apreciez, dar pe cât îți este de bună intenția, pe atât de greșită ți-e metoda, nu cu sabia, nu, 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 nu omorâ pe nimeni, nu faci niciun bine dacă folosești o metodă greșită. Atunci când vrem să facem un bine în Biserica lui Dumnezeu, să ne asigurăm dacă metoda prin care vrem să facem binele, nu cumva facem mai mult rău decât bine. Asta este o lecție pe care o învățăm din viața acestui bărbat. Deși a fost un om așa de înțelept, așa de instruit, nu l-a dus mintea mai mult. Să nu credeți că dacă cineva are școală, are minte în toate împrejurările vieții. Nu, nu, nu. Poate să aibă de obicei discernământ bun, dar orice om greșește în viață, să încercăm să greșim mai puțin ca a greșit, nu e o virtute. Al doilea lucru pe care îl învățăm. Al doilea eșec pe care îl ne uităm la viața lui Moise este faptul că lucrarea lui Dumnezeu nu se face cu oameni care încep slujirea înainte să fie chemați în slujire. Moise era în prima dintre cele trei perioade de 40 de ani care compun viața lui. 40 la palat, 40 în pustie și 40 pe drum, spre Canaan. Părerea lui bună despre sine l-a făcut să creadă că e timpul potrivit pentru eliberarea sclavilor evrei. A crezut el că după 40 de ani de viață îi instrui nevoie mare de toți paidagogos și de la uh, curtea lui Faraon. Paidagogos e un termen al antichității despre profesorii care ofereau meditație copiilor de oameni bogați, educându-i în disciplinele vremii. Dar ei erau robi, erau oameni școliți, erau filozofi, erau oameni în gramatică, în medicină, în matematici, în drept. În morală, etică. Și oamenii aceștia, deși erau sclavi, erau angajați, erau cumpărați și educau, meditau copiii familiilor bogate. Ei se numeau Paidagogos. Erau un fel de profesori ai zilelor noastre, dar aveau statut social de sclav, nu erau liberi. Sigur că erau și liberi. Ei bine, Moise a crezut că dacă 40 de ani a fost așa de bine educat, a crezut că acum este vremea să-și înceapă lucrarea. Mulți oameni care știu să cânte, cred că e timpul să facă o slujbă doar pentru simplu fapt că știu să cânte. Cineva care poate să spună 3-4 vorbe din scriptură, crede că acum trebuie să-l punem aici la microfon să predice, doar pentru simplu fapt că și el ar ști să spună de la Adam până la Apocalipsa 3 vorbe. Sau altcineva, dacă e băiat de treabă și pocăit în adunare, cred că trebuie ordinat sau băgat în comitet. De parcă nu toți ar trebui să fie băieți de treabă în biserică. Toți oamenii din biserică trebuie să fie oameni de treabă, nu numai cei din comitet. Amin. Așa este. Are dreptate fratele Mitru. Numai că Moise, văzându-se băiat de treabă, a vrut să-și înceapă lucrarea. Nu l-a chemat Dumnezeu, dar el a crezut că e timpul potrivit. Și se face de rușine, Fuge el, prințul fugar, ce, ce paradox! Și mai trec încă 40 de ani, dar acești, a doua categorie de 40 de ani, îi petrece undeva într-o zonă plină de nisip, în pustie, având calitate de cioban. De la prinț la păstor, de la prinț la cioban, doar pentru simplu motiv... Că nu a înțeles faptul că nu poți intra dacă nu te poftește. Dacă gazda nu spună poftiți, rămâi, domnule, acolo la ușă. Și spunei de la ușă ce vrei. Dacă omul spune poftește în casă, descalță te frumos la ușă și intră. Dacă omul zice ia și mănâncă și tu din farfuria asta, ia și mănâncă. Dacă nu vrei să spui prima oară mulțumesc, nu mănâncă. Dar să te apuci să cauți pe la om prin bucătărie doar pentru simplul fapt că ești la el în casă și să mănânci ce nimerești, nu e așa de lăudabil. Ei, Moise, fără să-l cheme stăpânul, s-a aruncat în împărăția stăpânului și a început să lucreze. Cu bățul, cu sabia, cu ce s-a priceput. Și încep încă 40 de ani de școală, dar îi se preda alte cursuri. Fără gramatică, fără pedagogos, doar oi, capre, țapi, nisip, Lipsă de apă, buze crăpate, nespălat, fără, fără deodorantele vremii. Sunt situații în care anumite persoane se cred potrivite în virtutea unor abilități omenești și încep să facă pași spre nicăieri. Și încep să încurce lucrarea din biserică, creează discuții, unii țin cu el, unii sunt împotrivă, și vai, 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 nu l-a chemat nimeni, dar se cheamă singur. Moise este un exemplu din punctul acesta de vedere și am putea să ne gândim un pic cu maturitate, pentru că vârsta ne ajută să ne gândim cu maturitate și la această tendință. A, al treilea lucru pe care aș vrea să-l remarc ca un eșec al lui Moise este că lucrarea lui Dumnezeu se face cu oameni instruiți, dar smeriți. Moise, după prima categorie de 40 de ani, după prima etapă de 40 de ani, era un om instruit. Dacă nici la curtea lui Faraon nu poți fi instruit, unde ai toate oportunitățile să te educi, atunci unde în altă parte? Numai că instruirea de cele mai multe ori îți dă o valoare de sine, așa de mare, încât devii important. Și când te întâlnești cu oameni neimportanți, dintr-o dată, asta se numește mândrie. Pentru că mândria este diferența pe care o faci în mintea ta între tine și alți oameni cu care te întâlnești, crezându-te mai important decât ei doar pentru simplu motiv, că ești mai înalt sau mai mărunt, că ești mai gras sau mai slab, că ai mai mulți bani sau mai puțin, că ai mașină neagră sau albă și lista poate continua. Toate aceste lucruri nu trebuie să dea nimănui calitatea de a se mândri, adică dreptul mă refer, de a se mândri. Mândria întotdeauna este un păcat și este un defect urât. Cum vine aia că un, un, o calitate te pune în situația unui defect? Și atunci Dumnezeu înțelege că Moise are nevoie, pe lângă instruire, de un proces de smerire. Și îl trimite 40 de ani în școala ciobăniei, în condiții grele de viață. Și scriptura spune următorul lucru. Moise păștea turma socrului său, prințul care paște o turmă de oi în deșert. Prințul este o persoană instruită. Ciobanul este o persoană modestă, smerită. Moise a făcut 40 de ani de școală ca să fie prinț și 40 de ani de suferință ca să fie cioban să fie smerit. Oare 40 de ani îi trebuie un om ca să smerească? La Moise așa a fost, la noi nu știu. Un al patrulea lucru pe care îl observăm printre eșecurile lui Moise este că lucrarea lui Dumnezeu nu se face doar la locul potrivit, ci și la timpul potrivit. Am citit în mod intenționat locul unde Dumnezeu îi spune lui Moise următoarele cuvinte eu voi fi cu tine și iată semnul care să te încurajeze că e adevărat ce spun. După ce scos poporul din Egipt, vei sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Care munte? Unde a stat Moise 40 de ani? Lângă muntele Sinai. Și ce s-a mai întâmplat la muntele Sinai? Stă 40 de ani acolo și ciobănește în jurul muntelui Sinai sau Horeb, muntele Sinai sau muntele Horeb, e același munte. Asta înseamnă că Moise a fugit înspre zona muntelui Sinai, muntelui Horeb și acolo a ciobănit la etro socrul său cu a cărui fată s-a căsătorit o perioadă de aproximativ 40 de ani. Și Dumnezeu vine spre sfârșitul perioadei de 40 de ani și îi spune, fii atent, du-te înapoi în capitală, unde e faraon, că faraonul nu stătea în pustie, Du-te la faraon. Ia prizonierii evrei de acolo și când vei merge cu ei spre Canaan, tot aici vei trece. Și când vei trece pe aici, te vei opri. Până aici faci câteva săptămâni, câteva luni. Dar aici vei sta mai mult. Și vei avea o experiență cu mine. Iată, dar că el 40 de ani a stat la Muntele Sinai, a fost locul potrivit, dar n-a fost timpul potrivit. Lucrarea lui Dumnezeu nu se face doar la locul potrivit, ci și la timpul potrivit. Nu aduce argumente că e locul potrivit, dacă nu e și timpul potrivit. Locul potrivit nu e un argument suficient. Moise a stat 40 de ani acolo și Dumnezeu nu l-a chemat pe munte, Dumnezeu nu i-a dat tablele legii, decalogul, marea lege a legea omenirii din toate timpurile. Dumnezeu nu i-a arătat o anumită parte din existența sa, nu i-a sclipit fața, a fost un cioban obișnuit, deși era acolo, lângă Sinai. Nu venise vremea, locul era ăla, dar nu era timpul. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă că dacă ești în adunare, a venit și timpul să. Locul e bun, dar dacă nu-i timpul, gândește-te la aceste lucruri. În E, e bine să ne uităm la viața lui Moise și să învățăm din experiența lui. El a fost un mare bărbat. Al cincilea lucru pe care vreau să-l remarc este faptul că lucrarea lui Dumnezeu se face uneori cu oameni aparent nepotriviți. Aici aș vrea să vă spun mai multe lucruri. Cine ar fi crezut că un copil abandonat care este pus într-un coșulesc pe Nil. Nilul este unul dintre cele mai mari fluvii din lume, cel mai lung. Și acolo sunt mulți crocodili. Acum eu mă gândesc ce mamă a fost maică să când l-a scos din mâna lui Faraon care vrea să-l omoare și l-a dat în mâna crocodililor, în gura crocodililor. Riscul să fie mâncat de un crocodil era foarte mare. Crocodilii au miros pentru oameni sau pentru alte ființe. Ei sunt prădători, ei, ăsta era o victimă, un copilaș Dumnezeu l-a ocrotit și mama ei ceea ce a făcut, mama lui ceea ce a făcut a făcut prin credință și Dumnezeu i-a onorat credința. Dar cine ar fi crezut că uh, un astfel de copil care e pradă pentru crocodili, un ascuns, va ajunge prințul Egiptului? Îmi pare paradox. Cine ar fi crezut că prințul Egiptului, imperiul care băzjocorea pe Dumnezeu și pe poporul lui Dumnezeu și îl ținea sclav, va ajunge tocmai el, eliberatorul sclavilor pe care îi băzjocorea? Un alt paradox. Cine ar fi crezut că Dumnezeu alege în calitate de eliberator și lider al națiunii un cioban din pustia Sinai? Ce știe un cioban? Și totuși, Dumnezeu trece dincolo de orice logică, de orice rațiune. Și prin toate... Uh, Hățișurile vieții îl formează pe acest bărbat ca să ajungă lider. Lucrarea lui Dumnezeu se face uneori cu oameni care în aparență sunt foarte nepotriviți. Am găsit undeva, scris mai în glumă, mai în serios, criterii pentru alegerea unui lucrător, a unui păstor. Și aș vrea să vi le citesc. Încercați să, să, să gândiți în timp ce citesc nu sunt făcute de mine, eu doar le-am le găsit undeva. O biserică avea nevoie de un păstor. Unul dintre membrii Comitetului de Conducere al Bisericii și-a propus să afle ce fel de păstor își doreau colegii săi. De aceea a scris o scrisoare de intenție ca fiind din partea unui pretendent, adică doritor la funcția asta de păstor și le-a citit-o colegilor săi. Fraților, înțeleg că aveți, aveți un post liber, și vă uitați după un pastor. doresc să îmi depun cu această ocazie cererea de ocupare a postului liber. Dețin numeroase calificări pe care cred că le-ați aprecia mult. Am fost binecuvântat cu darul predicării și am avut succes ca scriitor. Mulți oameni care mă cunosc afirmă că sunt un bun organizator. Am fost lider în multe locuri în care am lucrat. Desigur, mi-au fost reproșate și multe defecte. Am peste 50 de ani. Dar nu am predicat niciodată în același timp mai mult de trei ani. De câteva ore am fost nevoi să părăsesc orașul după ce predicile mele au provocat mari tulburări și revolte în masă. Trebuie să recunosc că am fost închis de trei sau patru ori, deși nu consider că am făcut frun rău. Starea mea de sănătate nu mai e foarte bună, dar cred că mai am ceva vreme de trăit. De-a lungul timpului am fost implicat în diferite activități comerciale, care m-au ajutat să supraviețuiesc din punct de vedere financiar. Bisericile în care am predicat până acum au fost de regulă mici, deși erau situate în orașe mari. Nu m-am înțeles prea bine cu liderii religioși din orașele în care am predicat. De fapt, unii dintre aceștia chiar m-au amenințat, m-au atacat în justiție și m-au agresat fizic. Memoria mea nu e foarte bună. I-am uitat complet pe mulți oameni care uh, mi-au făcut rău și chiar pe cei care i-am botezat. Totuși, dacă mă veți angaja, voi face tot ce în va sta în putere pentru a deservi comunitatea religioasă, chiar dacă voi fi nevoit să muncesc pentru a-mi asigura câștigul personal. După ce le-a citit această scrisoare, membru comitetului și-a întrebat colegii dacă erau interesați de omul care a scris-o să-l primească păstor la biserica lor. Aceștia au răspuns la unison că persoana respectivă nu-i deloc potrivită pentru biserica lor. Nu numai că nu erau interesați de un preot cu sănătate slabă, orgolios, provocator de necazuri, memorie slabă, peste tot, de colo până colo, fost pușcăriași, dar chiar s-au simțit insultați că i-a trecut prin cap să se gândească că va fi acceptat de ei. Membrii comitetului l-au întrebat atunci pe colegul lor care era numele îndrăznețului care a depus cererea. Și colegul le-a răspuns Apostolul Pavel. Aceasta e biografia Apostolului Pavel. Dar numai că dacă nu le spui oamenilor că omul care are o astfel de autobiografie este o biografie, este Apostolul Pavel, ei gândesc, domne, nu ne trebuie un astfel de om. Uh, rezuma la Comisia Angajaților pentru Păstorie. În căutările noastre după un pastor calificat și competent am alcătuit următorul raport și iată concluziile și recomandările noastre. Dintre toți candidații doar unul a întrunit calitățile și calificările necesare. Lista de mai jos conține numele persoanelor și scurtele noastre observații pe care vi le oferim, în caz că vă gândiți să considerați uh, abilitățile lor. Noie, are 120 de ani de experiență ca predicator, dar niciun convertit. În concluzie. Nu ne trebuie un om ca el. Moise e bâlbăit, adunarea unde activa spune că îi sare țandăra pentru orice, Avram la greu fuge în Egipt și ca să-și scape pe minte. Am auzit că ar fi intrat în necazuri cu autoritățile și a spus tot felul de minciuni care să scape. David are un caracter imoral. Dacă n-ar fi avut scădențe morale, l-am fi putut recomanda pentru postul de păstor cu muzica. Solomon se bucură de reputația unui om celept, dar nu trăiește ce spune altora. Ilie are probleme emoționale, dezechilibrat emoțional, e oscilant, inconsistent, iar sub presiune face căderi nervoase. Osea are o viață de familie falimentară, divorțat și recăsătorit cu o prostituată. Ieremia emotiv și alarmist. Unii spun că e scâietor, e o adevărată pacoste. Amos provine dintr-o familie de țărani, e probabil mai bun la strângerea smochinelor. Ioan pretinde că e baptist, dar n-are tact, se îmbracă ciudat ca un hippie, n-are prieteni, trăiește pe nu știu unde și nu are o prezență plăcută la mesele de dragoste ale bisericii. Petru e nervos, e irascibil, își iese din fire, se spune chiar că s-ar fi lepădat de Hristos. Pavel e nepoliticos, prea direct și tot timpul cu critica. Aparență fizică neatrăgătoare, mai mult de atât, câteodată predică prea lung, Ador oamenii și cad și mor. Timotei are potențial, dar e prea tânăr, e și bolnăvicios și e prea slab pentru a fi pastor, e timid, nu-i bun de nimic. Ioan Marcu, Deși a crescut într-o familie foarte dedicată bisericii, e instabil, e fricos și când merge în misiune, pe la jumătatea misiunii pleacă nu știu după ce interese personale. Iuda pare a fi o fire tare de scurcăreață și plin de simț practic, priceput la finanțe, preocupat de săraci, se îmbracă foarte bine. Comisia a ajuns la concluzia unanimă că n-ar fi rău să se mai gândească dacă nu cumva e omul potrivit. Uh, în încheiere vreau să spun că mai în glumă, mai în serios, dacă ne-am uitat la personajele biblice, am putea să le vedem în felul ăsta și ne-am dat seama ca și de Moise, că din exemplele lor bune sau rele putem învăța și după mii de ani de istorie, probabil vreo 2000 în vechiul, vreo 2000 în noul testament, ar fi suficient să înțelegem că atunci când oamenii se pun împreună, sunt tot felul de mișcări și întotdeauna oamenii pe care Dumnezeu îi cheamă să fie în fruntea acestei categorii de oameni numit Biserica, trebuie să fie oameni care sunt chemați de Dumnezeu, sunt împuterniciți de Dumnezeu și împreună cu frăția, cu bătrâni, cu tineri și copii, trăiesc într-un anumit fel, fel în care îl onorează pe Dumnezeu și mărturia aceasta lor câștigă și pe alții pentru ca împărăția lui Dumnezeu să se lărgească. Am vrut să vă spun lucrurile acestea în această seară prealeșilor, dragii mei frați și surori, considerând faptul că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul pentru ca să punem la inimă și să ne înțelepțim, pentru că anii trec și vremea când ne apropiem de sfârșit este aproape. Aș vrea să încheiem cu rugăciune motiv pentru care vă rog respectos să vă ridicați și să ne rugăm împreună stăpânului.